Mistrețul și Vulpea Într-o dimineață splendidă și liniștită de vară, Vulpea alerga prin pădure, când deodată auzi un zgomot care venea din depărtare. De curiozitate, Vulpea a început să-l caute pe cel care îi deranja liniștea. Tocmai atunci dădu peste un porc mistreț care își ascuțea dinții de un copac. De ce face asta?" întrebă vulpea. Nu se vede nici urmă de vânător. Nicăieri nu pândește vreun pericol ca să fie nevoit să-ți folosești colții ascuțiți în luptă. Atunci, când să-mi ascuți dinții? Răspunse mistrețul. Acum este liniște și pace, însă când mă va amenința pericolul, nu voi mai avea timp. De aceea prefer să fac asta acum. Astfel, voi fi pregătit în orice moment. Vulpea dădu din cap aprobator. E bine, îi spuse ea mistrețului. Ești deștept și te pregătești pentru zile negre.